Iată, noi, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpi, invitata noastră de astăzi este doamna Agripina Elena Cazan, coordonator pro-România Giurgiu și în același timp candidată la funcția de primar a orașului. Vorbeam înainte de publicitate, doamna Agripina, de învățământ, de Institutul Agronomic, care ar vrea să facă o filială acolo. Bun, bun, filială, dar unde? Cred că în actuala clădire a liceului mai sunt spații care pot fi amenajate și care pot să asigure sălile necesare pentru desfășurarea învățământului superior. Acum eu cred că mulți tineri urmează facultăți de profil, pentru că am înțeles că se acordă fonduri europene, iar dacă ești absolvent al unei astfel de facultăți, le obții mult mai ușor în domeniul agricol și în mediul rural. Sunt mulți tineri care își doresc să se formeze ca și specialiști în agricultură, dar totodată avem stațiunea Giurgiu Băi, unde avem dezvoltate hoteluri și restaurante, iar această facultate, Universitate de la Cluj, are și specializări pe ce înseamnă management în turism și alimentație publică și pot fi formați tinerii și pentru aceste meserii. Dar agricultura s-a dezvoltat și Giurgiu, în momentul de față, foarte mulți cetățeni au început să își dezvolte micile, nu pot să le spui ferme agricole, pentru că fiecare, când a avut terenul pe care l-a avut, a încercat să-și cultive. Legumicultura este foarte, foarte des întâlnită în Giurgiu. În Giurgiu și în localitățile din Preajmă. Și în localitățile din Preajmă. Aveți mai cum ziua recoltei, parcă. Sau sigur, sigur. O avem și acum. Da, nu știu dacă anul ăsta va putea fi... Și vă la oameni cu tot felul de produs. Eu am plecat de la mine să mă aminte cu un sac de cartofi, unul de ardei, unul de... Sunt oameni gospodari care... Da, sunt convinsă, pentru că nu... muncesc foarte mult și iar o problemă este faptul că nu au unde să își valorifice produsele piețe, agricole. Sunt piețe, dar de ce nu s-ar putea înființa un centru de colectare și prelucrare legume-fructe, unde administrația locală poate să aibă, să inițieze acest proiect de înființare a acestui centru, unde micii producători, surplusul față de ceea ce le trebuie în familie, să aibă unde să fie convinși că au unde să și-l valorifice, acolo să fie prelucrat, s-ar crea locuri de muncă și într-un sit... prelucrat și? Prelucrat și comercializat, bineînțeles, prin contract. Publică să facă... De ce nu? Prin parteneriate public-private, poate să înființeze societăți comerciale unde privații vin ca și acționari. Păi da, și unde să le desfacă? Acolo vor fi angajați care vor unde? Prin contracte cu hipermarketurile. Am înțeles, pot fi prelucrate. De este hipermarket. Nu știu dacă este atât de greu, dar poți să-ți faci un brand în anumite produse pe care le... Aveți care poate fi făcut brand acolo în zonă? Poate că ar fi partea de fructe și s-a cuscat de rengheț. Nu știu, în momentul de față... Bozeș, nu? Bozeș e al noastră. Da. Al noastră, al Giurgiului. Al localității. Eu mă gândeam la altceva. Eu am mai auzit tot felul de lucruri prin emisiune. Acum, de curând, la câteva zile, o asociație a producătorilor agricoli, în care surplusul ăsta să fie... colectat și valorificat. Asociația Producătorilor Agricoli. Și asta, de ce nu? Și o asociație a producătorilor agricoli, dar sunt doar partea de produse, produsele recoltate. Aici ar fi și prelucrarea lor și s-ar crea locuri de muncă atât de necesare în orașul Giurgiu, pentru că foarte mulți tineri și nu numai, nu au efectiv unde să se angajeze. Este foarte limitat această
locurile de muncă sunt foarte limitate, nu s-au dezvoltat unități noi care să creeze locuri de muncă, din păcate. Nicio fabrică, nu avem nimic. Nu avem nimic în momentul de față. Marea majoritate lucrează în Orăștie, cu gir, zonele limitrofe, stațiunea anul ăsta este destul de... E sezonieră și anul ăsta cu atât mai greu, pentru că nu se... foarte greu să descurcă, neavând, nu mai lucrează așa cum lucrau în... Exact, nu mai lucrează la capacitatea la care lucrau în alții ani. Nu mai pot să primească atât de mulți turiști, nu mai își pot asigura serviciile pe care funcționează. Bun, domeniul Horeca a registrat oricum pierderea anul acesta. Nu știu cum e la noastră, dar am văzut că în alte părți cei care funcționează în acest domeniu au sărit ca lor rău de tot în ceea ce privește prețurile și toate lucrurile astea. La Giurgiu la fel? Din păcate și la Giurgiu se simte puțin că este o diferență, adică o diferență. În Bulgaria sau altundeva unde plătesc mult mai puțin și am servicii de mult mai bună calitate. Dar și la Giurgiu, ca și în alte stațiuni sau turismul din țară, a fost un pic ajutat de voucherele de vacanță pe care le-au primit angajații din sistemul public și la Giurgiu în momentul de față este destul de multă lume acum care se descurcă prin acele vouchere de vacanță și poate nu simt atât de mult prețurile decontate de către stat, sigur. Bun, doamna Cristina, pentru încurajarea turismului românesc. Doriți să fiți primar al Giurgiului, echipă aveți? Sigur. În echipa, cine e echipa dumneavoastră? În echipa de consilieri am încercat să o structurez să vină alături de mine și oameni din toate domeniile de activitate, specializați, pregătiți pentru ceea ce muncesc în momentul de față. De asemenea, oameni tineri, dar cu pregătire foarte bună, oameni cu experiență acumulată de-a lungul timpului. Chiar în echipa Pro-România, pe funcție de candidatură pentru o funcție de consilier, este actualul director al stațiunii de cercetare și dezvoltare pomicolă, domnul Deaconu Ion din Giurgiu, care este doctor inginer în horticultură, care este și cercetător și care este omul potrivit să poată ridica din nou, de ce nu, în Giurgiu, în paralel cu învățământul superior, să se deschidă și laboratoare de cercetare pomicolă, astfel încât Giurgiu să ajungă din nou la un renumele pe care l-a avut cu cercetarea pomicolă. Cu cercetarea pomicolă a ajuns cam de paragină acum. Livezi mai sunt locurile acelea de... Pentru că nu a fost susținută niciodată. Eu cred că trebuie să... Păi bun, asta era susținut înainte de cine? De Ministerul de Resort, cred că Ministerul Agriculturii... Este prin Institutul Național de Cercetare. Și ăștia sunt în subordinea... Ministerului Învățământului și Cercetării. Care e abramburit. Dar tot la fel pot fi accesate programe finanțate din fonduri europene pentru dezvoltarea cercetării. Pot fi sprijiniți și... De acord cu noastră, dar mai e cineva interesat? Din cei de pe sus, adică sprijinii astea? Dacă încerci să să fii foarte consecvent în ceea ce vrei și să poți să îi convingi că cercetarea trebuie să aibă loc cu ei foarte important într-o comunitate, eu cred că se poate realiza. Și ce alți membri mai aveți în echipa noastră? Medic, stomatolog Antonia Arșinel, care este pensionar în momentul de față, dar a funcționat pe cabinet până în acest an, cabinetul de stomatologie, care și acolo este aveți o problemă. Sau, nu, doar 11 consilieri. Păi 10, doar 11.
vă întreb? Pentru că nu am considerat niciodată, Gioagiu n-a avut 15 consilieri reprezentanți ai unui singur partid politic. Așa. Și atunci nu mi s-a părut nu mi s-a părut important. Deja locurile... Păi da, dar sancționați cu aia, cu mine. Aveți reprezentanții în secțiile de votare. Dacă nu depuneți listă completă, intrați pe urmă prin redistribuire. Reprezentanții în listă de, în secțiile de votare, eu știu că putem să ne înscriem, dar chiar dacă... listă completă, nu știu. Da, mă rog. Aici rămâne de văzut mai exact cum va fi cu reprezentanții. Avem în echipă și tineri, v-am spus, o doamnă din Gelmar, de 26 de ani. Avem și muncitori din Blaicu care se ocupă de activități agricole în zonă. Avem și din Renghet. Am încercat să fie reprezentativitate și din satele aparținătoare orașului Gioagiu și din Gioagiu. Avem un tânăr inginer care lucrează la fabrica de Mercedes din Cugir. Sunt oameni foarte bine pregătiți, fiecare pe domeniul lui. Avem și un profesor, este inginer silvic din Gioagiu Băi, dar este profesor la liceul de la Gioagiu. Deci, acoperim... Echipa e veche sau ați constituit-o acum? Echipa am constituit-o acum. Am înțeles. A fost greu? Nu a fost greu, pentru că au avut o deschidere foarte mare, toți au înțeles foarte repede că vrem să facem o schimbare în Gioagiu, o schimbare în bine, o schimbare care nu se face doar de azi pe mâine, o schimbare presupune, cum am spus la început, proiecte de viitor ale Gioagiului pe care să le gândești în timp, să le găsești sursele de finanțare. Păi și ce v-ar plăcea să le... foarte tare, așa, în afară de ce mi-ați spus până acum, ce v-ar plăcea? Mi-ar plăcea foarte tare dacă s-ar reuși în Gioagiu Băi, ar fi nevoie de un centru balnear de excelență, de ce nu să-l avem la Gioagiu? În care, pe lângă tratamentele pe afecțiuni reumatismale, cele care sunt cele mai frecvente întâlnite, să existe și alte tratamente îmbinate cu înfrumusețare corporală, cabinete de spa, wellness. Diva la România, la Gioagiu. De ce să nu dorim să vină și la Gioagiu? Ar veni în tot timpul anului, nu doar în perioada de sezon, ar exista turiști și s-ar dezvolta foarte mult zona. Gioagiu Băi este în momentul de față un contribuabil important în bugetul local al Gioagiului și atunci trebuie să încercăm să dezvoltăm acolo Gioagiu. Pe lângă acest centru balnear pot fi dezvoltate și bazine exterioare, spații de agrement, restaurante, terase. Dacă s-ar crea un alt loc în care turiștii ar putea să vină, să fie o atracție mult mai mare pentru stațiune, așa cum am spus, nu doar în perioada de sezon. Iar pentru perioada de sezon, cred că pentru Gioagiu Băi lipsește foarte mult, ar însemna o zonă pietonală unde turiștii s-ar putea plimba mult mai relaxat, în care să existe un teatru de vară, unde să ruleze filme, unde să spectacole, toate asigurate din partea administrației locale, încât turiștii să nu vină și să se plictisească în Gioagiu Băi. Pentru că de multe ori vorbesc cu turiști și toți spun că nu au ce să facă. Stațiunea este destul de mică, într-adevăr, în afară de terasele acum
în alte condiții și restaurantele, nu prea există plimbările scurte prin parcul din Giurgiu și cam atât. Și atunci trebuie să le ocupi timpul cumva, că nu toți vin doar pentru tratamentele. La majoritatea pentru tratamente, dar tratamentele se efectuează în prima parte a zilei, ori după aceea este timp suficient în care strandul funcționează doar vara ca alternativă, iar în perioada de extrasezon nu mai au ce să facă. Deci din toamnă până vară. Exact. În Giurgiu, voi poate dai cu tunul și vezi foarte rar pe cineva pe stradă, nu? Și agenții economici din ce? Cum trăiesc atunci? Cred că le este destul de greu în perioada actuală. Cei care au și spații de cazare, acolo probabil se descurcă puțin mai ușor, își pot acoperi cheltuielile, dar cred că profitul nu este cel pe care l-au, iar totdeauna trebuie să-și țină cont de cât câștigă vara, să își poată acoperi și cheltuielile din perioada de iarnă. Pentru că sunt angajați, dacă angajații îi ții doar pe sezon, atunci clar nu ți-i poți forma, nu ți-i poți fideliza pentru unitatea ta și nu poți să acorzi servicii de calitate în sezonul următor, pentru că trebuie să cauți din nou alții până îi formezi. Până să faci în Giurgiu ceva ca să ții continuitatea, adică să poți să ai și toamna și iarna. Hai că e hotelul Ceres, care are, nu Ceres, cum se numește? Hotelul Germisara, da. Care are și spații interioare cu apă și cu tot felul de lucruri, dar altele nu mai sunt. Dar este prea puțin, asta spun că ar trebui dezvoltat, încât hotelul Germisara este la un nivel de clasificare, acolo se pot adresa o anumită categorie de turiști, dar trebuie să gândești pentru toți care ar vrea să fie prețuri accesibile, să fie, de ce nu, în perioada de iarnă, acolo unde sunt bazine exterioare, să se poată amenaja un patinoar, să atragi și tinerii care să vină în perioada de iarnă în Giurgiu. Să-i mărești atractivitatea ca și perioadă, încât să ai turiști cât mai mulți în Giurgiu. De asemenea, trasee turistice se pot, în afară de drumețiile scurte care se pot face în zona Giurgiului, Cascada și Grota, împrejurimile strict ale Giurgiului, Dâmbu Roman, drumul vechi roman, pe care este destul de greu accesibil în momentul de față și foarte puțin, adică nu este pus în valoare. Acolo există doar o placă pe care scrie aici este drumul roman, dar nu este cunoscut ca și traseu turistic, în care să pui în valoare tot ce înseamnă obiective culturale, turistice ale Giurgiului, pentru că avem destule. Avem Cicmău, unde ar trebui neapărat reînființată construită casa memorială a lui Ioan Budai de Leanu. Astfel, Cicmău ar putea să fie un loc de interes și vizitat de toți cei care vin în Giurgiu. De asemenea, Aurel Vlaicu, nu doar în perioadele în care este comemorat marele. Da, acolo există muzeu și casa există memorială. Există muzeu, tocmai, deci acolo deja există. Nu, poate nu mai sunt interesați turiștii de Aurel Vlaicu, au uitat cu avionul și nu se poate. Trebuie să dă o surpriză, dacă nu întrebăm un copiluț de 7-8 ani, nu cred că știe. Și atunci nu ar trebui creat un astfel de circuit cu personal calificat care să cunoască foarte bine și să poată să le explice turiștilor toate bogățiile culturale ale Giurgiului. E nevoie de multe lucruri, doamna Agripina, e nevoie și de timp, pe care noi nu-l mai avem astăzi. Am ajuns deja la finalul emisiunii. O să spune și dumneavoastră acum deja? Deja, da. Da, deja. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept și altă dată, dacă o să răspundeți invitației voastre. Vă mulțumesc și eu tare mult și cu plăcere oricând. Agripina Elena Cazan, coordonator Pro-România Giurgiu și în același timp candidată la primăria orașului Giurgiu, a fost invitată în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simon, rămâneți cu noi. Mai bine!